Bună și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire marca Ce se întâmplă, doctore? Telomerii. Multe programe și articole anti-aging fac referire la aceste componente importante din organismul uman. Scurtarea lor accelerată echivalează cu riscul crescut de îmbătrânire prematură și îmbolnăvire. Pentru a afla cum putem avea grijă de telomeri pentru a prelungi cât mai mult timp perioada de viață în care suntem sănătoși, stăm de vorbă cu șef lucrări Radu Ursu, medic primar genetică medicală. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua! Spuneți-ne în primul rând ce sunt telomerii despre care se scriu atât de multe în ultima vreme și despre care cei interesați de viață sănătoasă au auzit cu siguranță. Telomerii sunt niște mici bucăți din cromozomii noștri, sunt parte din materialul nostru genetic, cu toții îi avem și sunt practic niște mici bucăți de la capetele cromozomilor care îi protejează într-un fel. Ce se întâmplă atunci când avem un stil de viață nesănătos? Pentru că multă lume vorbește de scurtarea lor accelerată, dovedită chiar și prin teste de laborator. Din ce s-a observat prin studiile existente, telomerii se scurtează odată cu fiecare diviziune celulară. Altfel spus, celula la un moment dat va muri din cauza scurtării acestor telomeri. Numai că odată cu îmbătrânirea, fiecare celulă care se naște de la zero se naște cu telomerii mai scurți. Și scurtarea telomerilor a început să fie un fel de semn biologic de îmbătrânire. Felul în care trăim se pare că tot ce duce la stres creează din start o scurtare a telomerilor și o scurtare accelerată pe măsură ce celulele se divid. Altfel spus, îmbătrânim mai repede. Există anumiți factori de risc dovediți pentru scurtarea telomerilor la ora actuală? Sunt foarte mulți factori de risc dovediți, dar sunt factorii de risc pe care îi cunoaștem pentru majoritatea bolilor despre care putem vorbi, fie că e vorba de cancer sau de boli cardiovasculare sau de boli neurodegenerative. E vorba de sedentarism, e vorba de lipsă de exercițiu fizic, de obezitate, de fumat, de o viață agitată, de lipsa somnului, de o alimentație defectuoasă, de noxele din aerul pe care le respirăm, practic tot ce ține de viața de zi cu zi a fiecărei persoane. Ați menționat stresul cronic. Cum își face acesta, să spunem, simțită prezența până la nivel celular? Pentru că toată lumea îl percepe ca un disconfort, îl percepe ca pe o stare neplăcută, dar totuși aceasta este mult mai profundă decât ne așteptăm. Este și, din păcate, se dovedește a fi un punct de plecare pentru foarte multe patologii. Stresul în sine este un lucru bun, pentru că noi trebuie să reacționăm la orice ar fi considerat un pericol din mediul exterior și să putem să ne apărăm prin metodele existente în corpul nostru. Numai că dacă stresul este un lucru continuu și devine cronic, atunci mecanismele de apărare funcționează la foc continuu și de acolo apar numeroase patologii. În mod normal, după ce avem un stres acut și apărarea organismului funcționează foarte puternic, obosim. Corpul obosește, noi obosim cu totul și atunci are timp să se reașeze organismul. Dacă este continuu, atunci se vor produce patologii. Și cumva acestea au și impact la nivel celular și asupra acestor mici componente de la nivelul cromozomilor. S-a observat că stresul în sine, că fiecare din factorii care sunt considerați un stres, duce la scurtarea telomerilor. A fost făcut un studiu cu astronauți care au stat aproximativ un an în spațiu și s-a observat că după un an celulele lor sunt cu telomerii foarte scurtați din cauza stresului din perioada respectivă, stresului anormal pentru organism. Ați menționat faptul că telomerii sunt practic prezenți la nivelul cromozomilor. Care ar fi, să spunem, zonele cele mai afectate? Și mă refer aici, mai ales în contextul pandemiei, apropo de imunitate. Scurtarea telomerilor afectează și această componentă a organismului uman? Imunitatea este legată direct de stres. Și în același timp de telomeri, prin scurtarea lor înseamnă îmbătrânirea celulară în sine duce la o scădere a imunității. Și atunci, în contextul în care suntem acum, imunitatea poate fi afectată în mod direct de existența unei scurtări a telomerilor. Aș fi vrut să vă întreb și de analizele care pot pune în evidență acest lucru. Ele sunt la ora aceasta disponibile pe scară largă sau se fac doar în anumite centre specializate?
nu sunt disponibile pe scară largă, se fac mai mult în centre de cercetare, telomerul și telomeraza, enzima de fapt despre care este vorba, sunt într-un continuu proces de cercetare prin studii. Sunt câteva laboratoare care, adică ca și tehnică se poate, dar câteva laboratoare o fac cu adevărat. Ați menționat telomeraza. Multă lume crede că aceasta ar fi panaceul dacă avem un aport de telomerază. Din câte știu, există suplimente la ora actuală care o furnizează. Care ar fi, să spunem, adevărul științific până la această oră legat de suplimentarea cu telomerază? Mulți spun că este încă destul de controversată legată de impactul pe care l-a avea prea multă telomerază asupra telomerilor. De fiecare dată când apare câte o descoperire de genul ăsta, se consideră că este un boom sau o mare realizare pentru ceea ce poate însemna medicina viitorului. Telomeraza este o enzimă. Telomeraza este un factor care nu permite telomerului să se scurteze. Dacă telomerul nu se scurtează, celula nu va muri și se va putea divide la infinit. În același timp, ar putea însemna că, având un telomer nescurtat și nescurtabil, dacă pot să spun așa ceva, nu vom îmbătrâni. Deci telomeraza este văzută de unii și a fost văzută când a fost descoperită ca un fel de enzimă anti-aging, enzima tinereții veșnice și vieții fără de moarte. Însă s-a observat și pentru această descoperire, practic s-a luat un premiu Nobel de către Elizabeth Blackburn, apropo de cartea pe care o avem în față. Telomeraza este implicată în foarte multe procese patologice și mai ales în cancer, pentru că diviziunea asta infinită a celulelor sau necontrolată este prin sine o definiție a procesului oncologic. Telomeraza este implicată în foarte multe tipuri de cancere, în foarte multe cazuri din foarte multe tipuri de cancere, motiv pentru care e foarte complicat să spunem că în momentul de față putem să aplicăm anumite terapii plecând de la acest factor. Este un teritoriu promițător, de asta se fac și foarte multe studii în sensul ăsta, dar toate produsele cosmetice sau nutritive sau pleacă de la o idee care încă nu este pe deplin cunoscută științific. Deci cumva ne apropiem cu pași mici de acea vârstă ideală de 120 de ani pe care ne-am dorit-o cu toții și despre care se spune că o avem în gene. Dar totuși aș vrea să vorbim un pic despre metodele sigure, apropo de stilul de viață. S-a dovedit că schimbarea acelor factori nocivi care pot avea impact asupra telomerilor poate cumva schimba acest ritm accelerat de înmulțire celulară și de scurtare implicită a telomerilor? Sunt numeroase studii în acest sens. S-au făcut studii apropo și de nutriția specifică pentru a nu permite scurtarea accelerată a telomerilor. S-a observat un lucru foarte interesant apropo de ținutul postului. S-ar părea că privarea de alimente calorice sau, mă rog, cu multe calorii duce la o regenerare foarte bună celulară și în același timp nu permite scurtarea accelerată a telomerilor. Deci acel fasting de care vorbește toată lumea, pe care noi creștini fiind oricum îl avem de două ori pe săptămână și pentru cine urmează aceste lucruri. Fastingul duce la o întinerire practic celulară. Și fasting înseamnă, trebuie să le explicăm celor care ne urmăresc, că nu înseamnă neapărat un fometare 24 de ore, înseamnă scurtarea perioadei pe cât posibil la 6-4 ore în timpul zilei când avem, e permisă alimentarea. Și apoi pauză alimentară, tocmai pentru a permite resurselor organismului să se concentreze pe regenerare. Dar aș vrea să vă întreb, apropo, sunteți genetician și multă lume vorbește de moștenire genetică versus epigenetică. Cât adevăr este în, să spunem, în ideea că putem totuși contribui prin stilul de viață în a atenua o moștenire genetică defectuoasă? Pentru că se pare că unii dintre noi ne naștem cu niște telomeri mai scurți. Nu toți avem norocul să avem lungi ca să trăim într-o perioadă, de fapt, nu atât mai mult, cât perioada noastră de sănătate să fie mai lungă decât cea de boală. Moștenirea genetică își vede efectele cam în tot ceea ce suntem.
Se spune că suntem ceea ce moștenim și devenim prin epigenetică. Da, noi moștenim anumiți factori genetici care pot să fie inclusiv implicați în producerea unor telomeri mai scurți de la început. Și asta nu e un lucru pe care îl putem schimba, este un lucru cu care ne naștem, cu care suntem concepuți, dar asta nu înseamnă că neapărat vom îmbătrâni mai repede decât ceilalți. Ajungem întotdeauna la, prin toate studiile genetice și medicale din ultimul timp, ajungem la concluzia că o viață sănătoasă este foarte importantă pentru o îmbătrânire mai înceată. În același sens vorbește și epigenetica. Noi când spunem de epigenetică, vorbim de felul în care ne transformăm noi sau devenim noi pe parcursul vieții în funcție de factorii externi, de la alimentație la tot ce este înconjurător. Prin adaptarea unui stil de viață sănătos, și asta înseamnă nu numai nutriție, înseamnă inclusiv o viață activă. S-a observat prin studii că viața activă este cea care permite celulelor să fie sănătoase și tinere și să aibă telomerii, cromozomii să aibă telomerii cât mai lungi și să se scurteze cât mai lent. Toate înseamnă un stil de viață sănătos și toate pot duce la o scurtare mai lentă a telomerilor, deci la o îmbătrânire înceată, indiferent de cât de scurt sau lung sunt la începutul vieții. Ați menționat sedentarismul și citeam recent că, de fapt, sedentarismul înseamnă, dacă stăm mai mult de 3 ore deja așezați într-o zi, înseamnă că suntem sedentari. Ceea ce omul modern cam bifează, să spunem așa, în ghilimele, toată această situație neplăcută. În concluzie, din ce ați observat dumneavoastră și din ultimele, să spunem, cercetări din domeniu, toată această moștenire, să spunem, mai puțin norocoasă, poate fi reversibilă într-un procent semnificativ dacă dormim, dacă facem sport, dacă mâncăm ceea ce trebuie și dacă încercăm pe cât posibil să stăm în natură, pentru că poluarea o putem evita mai greu, dar putem cât de cât măcar petrece timp în aer liber. Ce părere aveți? Nu știu dacă putem să întoarcem ceva ce a fost deja creat, adică nu știu dacă este neapărat reversibilă, dar putem să îi adaptăm evoluția. Noi și prin testarea genetică pe care o facem și care se face în toate laboratoarele din lume, noi căutăm să vedem cum am putea noi influența o moștenire genetică. Dacă avem predispoziție către o boală sau dacă avem predispoziție să avem telomerii mai scurți de la început. Știind lucrul ăsta, ar trebui să ne adaptăm stilul de viață. Să avem acea viață sănătoasă de care vorbeam mai devreme. Somnul este extrem de important. Apropo de lungimea telomerilor și de scurtarea accelerată sau lentă a acestor, e foarte important să dormim. Acel somn de frumusețe este o chestie foarte reală. Deci o viață sănătoasă, dacă putem să spunem asta. De exemplu, toți suntem sedentari. Când spunem că 3 ore cel puțin pe zi, asta înseamnă că nu este, cel puțin eu nu cunosc o persoană care să nu fie sedentară după această definiție. Și deja un stres continuu, cronic, există plecând de la, doar de la acest punct de vedere, să nu mai spunem ce înseamnă viața de zi cu zi.